Iară vă dau salutare, dragi colegi de izolare, că numai mâine mai suntem colegi de izolare, de luni vom fi colegi de alertă, că așa e starea, trecem de la stare de urgență la stare de alertă. Și sâmbătă și duminică în ce stare om fi. Am citit comentariile de la video pus de mine ieri, mulți dat sugestia că vom fi în stare de ebrietate, da, cu condiția să mai ai ce, că au cam secat izvoarele, că nimica nu mai vine de sus ca să ne plouă în gât. Putem fi și în stare de nimic, stăm sâmbătă și duminică și lâncezim, dar putem fi și în stare de orice. E că românul numai să nu fie pus el într-o stare, că atunci arată de cei în stare cu adevărat. Am cam ieșit, așa-i? Am cam ieșit că s-a făcut un studiu din care reiese că 4 din 10 români abia așteaptă să plece din casă. Restul de 6 din 10 români sunt deja plecați. Culeg sparanghel până Germania, căpșun pe unde pot și ei. Ce să facem? A zis un cetățean din Țăndărei. Țăndăreiul a ieșit din carantină acum, a zis un cetățean din Țăndărei, zice, gata, destul cu carantina, că a fost mai rău ca pe pușcărie, să umble avioanele, să circule avioanele, că zice, m-aș duce în Anglia, cam un pic de treabă undeva lângă Liverpool. Acum, dacă nu sunt avioane, îți bune și mașinile, mai ales că e așa de ieftină benzina. Și vedetele și-au făcut plinul la mașini și sunt gata să plece. Andreea Marina a fost recent văzută ieșind dintr-o benzinărie, cu două plase pline de mâncare. Andreea Marin, ce-ți mai place mâncarea nesănătoasă? Andreea Marin, diva care face reclamă la icre bio, să pună ea gura pe așa ceva? Eu cred că o mai pus gura și pe alte, dar nu intrăm în amănunte. Și Eba, fiica domnului Băsescu, și-a făcut plinul la BMW. Are un BMW de 100 și ceva de mii de euro. Ce să faci? Din stejar, stejarele sare din cocalar, un cocalar mai mare. Ea n-a luat de mâncare din benzinărie, dar a luat o sticlă, o plasă plină cu sticle. Trebuie să-i ducă la Nea Băse. Dar ce Nea Băse stă pe apă plată? Deși a apărut pe piață o apă plată cică bună. Cântăreața Niculina Stoican a lansat o apă intitulată Lina, apă plată Lina. Și acum, ca să vândă mai multă apă, a pus pe fiecare box un CD cu cântecele sale. Sloganul sună simplu. Bei apă, Lina, și îți cântă Niculina. Ce frumos! Te umpli de apă și asculți muzică populară. Toată problema e să ai după ce bea apă. Pe ideea asta aștept și alți folcloriști să-și lanseze produsele lichide. De eu nu-l văd pe maestru Aurel Tămaș, de exemplu, lansând apă plată. Ce e aia apă plată? Bă, dacă bei apă, faci apă la genunchi. De exemplu, el ar putea lansa o pălincă. O pălincă bună. Are o pălincă bună din producția proprie. O pălincă de pere. Am avut onoarea să gust, că nu pot să zic că am băut din așa ceva. Vă spun eu, e minunată. No, dacă ar pune pe raft maestru pălinca de pere, n-ar trebui să pună CD lângă ea. Că ar trece și fără CD. Unde mai pui că dacă bei pălinca de pere de la Maestru Tămaș, cânti tu, scoți tu CD-uri, DVD-uri, îți dai filme. Hai să bem iar curelu până trece COVID-ul. Vă dați seama? Unde mai pui că pălinca asta are rol și de dezinfectant? Că nu o să fie ușoară trecerea asta de la starea de urgență la starea de alertă, nu? Spun specialiștii că trebuie să dezinfectăm în continuare totul. Tot trebuie să dezinfectăm. Suntem în oraș, trebuie să avem la noi o cârpă îmbibată în clor. Cârpă îmbibată în clor. De ce? Atunci când ne sună cineva, noi suntem murdari pe mâini, așa se presupune, nu răspundem imediat la telefon. Nu. Ce facem? Așteptăm să se termine apelul, scoatem cârpa cu clor, ștergem bine, bine, dezinfectăm ecranul telefonului, așteptăm vreo 5 minute să se usuce și după aia reluăm apelul. Sunăm noi înapoi. No, e fezabilă treaba. Te sună iubi, te sună nevasta. Nu i-ai răspuns în secunda 2. O sun peste 5 minute după ce s-a uscat telefonul, după ce l-ai șters cu cârpa cu clor. Între timp vezi că ai 15 apeluri nepreluate, 30 de mesaje și o suni. Da, mami, unde ești? În oraș. De ce nu mi-ai răspuns? Păi știi, am șters telefonul cu cârpa. Ce cârpă?
Știu eu, ești cu cârpa aia, cu buze mari și cu... Știu eu, ești cu zdreanța aia, treci acasă! De-aia zice situație de alertă, tot timpul trebuie să stai în tensiune. Unde mai pui că de luni începând, la intrarea în unele clădiri, o să fie termoscanere. Adică atunci când treci pe ușa principală, o să ți se ia temperatura. Dacă ai peste 37 de grade, mergi acasă, nu poți să intri. No, ăla stres, să nu fie 37, dăm, Doamne, 36 cu 9, 36 cu, vai, 37 cu 1 acasă. Femeile care sunt la ovulație au temperatura peste 37 de grade Celsius. Vă dați seama cum o să le zică paznicii? Ce fac, doamna, aici? Nu vezi că ești la ovulație? Du-te acasă, mere acasă, ia-ți bărbatul la galoane, la epole, să faceți copii, să sporiți natalitatea, du-te! Ce mai stai aici, că ești la ovulație de aia? Seara paznicii o să vorbească între ei, bă, am avut azi vreo 5 cazuri de doamne fierbinți, vreo 10 așa călduțe și 2 doamne reci. Șefele de la HR, alea-s reci tot timpul, de la Human Resources, dar alea-și încălzi eu. Sper că v-am încălzit destul, ne-am făcut încălzire aici împreună și ne continuăm săptămâna, că e joi, mâine-i vineri, se ridică starea de urgență, urmează starea de ebrietate, starea de bine, starea de orice și de luni starea de alertă. Nicu Bendea a fost aici și v-a alertat și vă dorește o zi superbă în continuare. Ați terminat de vizionat video, știți ce faceți? Dați share și după aia intrați pe YouTube și ai câte vă dau de lucru. Dar acum nu disperați, vă rog să vă bucurați, că aici pe Facebook, șalalala, la, vă zic ceva și mă duc. Hai, Nicule!